Permiteți-mi să vă prezint ajutorul perfect pentru viața noastră cotidiană, ozonatorul Tiens pentru fructe și legume, un aparat ce are rolul de a elimina toxinele din alimente și obiectele care fac parte din viața noastră cotidiană. Principiul de funcționare integrează aerul și descărcările de sarcină electrică pentru a transforma prin ionizare moleculele stabile de oxigen O2 în molecule triatomice de ozon O3. Ozonul este cea mai cunoscută și eficientă substanță naturală dezinfectantă și detoxifiantă. Această moleculă specială de oxigen poate neutraliza fertilizatorii chimici, pesticidele, toxinele și hormonii conținuți în alimente. De asemenea, cunoscut fiind faptul că ozonul are proprietatea de a purifica aerul și apa, ozonatorul poate fi folosit pentru neutralizarea substanțelor toxice conținute în fumul de țigară sau în vopselurile și substanțele folosite la renovări. Poate elimina bacteriile și mirosurile neplăcute din frigider, din haine, iar posibilitățile de utilizare nu se opresc aici. Mai întâi să vedem cum elimină ozonatorul Tiens toxinele din apă. Vom adăuga un sirop de cerneală în apa din acest pahar. Evident, apa s-a colorat în albastru. Voi introduce sonda ozonatorului în paharul cu apă și voi porni aparatul timp de un minut. Vom observa într-o clipă ce s-a întâmplat cu apa. În acest mod putem purifica apa de băut pentru întreaga familie. Turnați apă de la robinet într-un recipient de plastic sau, ca în acest caz, într-unul din sticlă. Apoi introduce sonda ozonatorului. După 10, 20 sau 30 de minute, apa va fi complet purificată, iar fertilizatorii chimici, pesticide și metale grele vor fi eliminate. Foarte important, ozonul nu elimină substanțele naturale, mineralele și substanțele nutritive din produsele tratate. Prin folosirea ozonatorului Tiens, apa a devenit ionizată, fiind acum mai ușor de asimilat de către organism. Conținutul de oxigen dintr-un pahar cu apă ionizată este egal cu cel din 13 pahare cu apă de la robinet. Să privim acum paharul nostru. După un minut de ozonare, apa și-a recăpătat culoarea inițială. Cerneala a dispărut. Acest experiment demonstrează modul în care ozonatorul elimină toxinele din apă. Vă voi arăta acum modul în care ozonatorul Tiens elimină toxinele din carne. În acest recipient din plastic umplut cu apă, am pus carne de pui, exact ca cea pe care o cumpărăm zilnic la supermarket. Introduc sonda ozonatorului în recipient. Carnea trebuie ozonată între 10 și 20 de minute. Voi ozona această carne pentru 20 de minute, apoi vom analiza rezidurile rezultate. Se observă că pe suprafața apei din recipient este prezentă o substanță albă. Aceasta este compusă din îngrășăminte chimice, pesticide și hormoni. O colectez. Impuritățile au o textură foarte densă. Voi încerca să le dau foc cu bricheta. Dacă ar fi vorba de grăsime, cu siguranță că ar arde sfârâind. Nu se aude însă niciun sfârâit. Observați că substanța albă nu este inflamabilă. O voi mirosi. Are un miros foarte pregnant de plastic. Ce miros oribil! Este suficient să ozonăm fructele și legumele pentru 10-15 minute. Dați timp ozonului să acționeze în profunzime pentru o purificare completă. Merele vor fi mai dulci și mai parfumate. Același rezultat se obține și la struguri sau portocale. Indiferent de fructe, prin purificare sunt eliminate îngrășămintele, pesticidele și hormonii. Când le vom consuma, vom observa că ele sunt mult mai gustoase. Plăcerea de a savura un produs sănătos și gustos, acesta este și scopul purificării fructelor și legumelor. În viața noastră de zi cu zi sunt multe lucruri care necesită purificare. Din păcate, niciun aliment nu mai este sigur. Toate conțin îngrășăminte chimice, pesticide, hormoni sau alte substanțe similare.
Ozonatorul TENS este aparatul care neutralizează toate aceste substanțe din hrană și nu numai. O precizare necesară. În cazul folosirii ozonatorului cu sonda scufundată în apă, aparatul trebuie să fie așezat astfel încât să se afle deasupra nivelului apei din vas. În caz contrar, apa poate pătrunde în aparat, deteriorându-l iremediabil. Prin urmare, când folosiți aparatul cu sonda scufundată în apă, rețineți principiul, de sus în jos. De acum, fiecare celulă a corpului tău se va bucura de o hrană sănătoasă, liberă de pesticide, hormoni și toxine.